curățește păcat. Curățește păcat și în noi, prin Sfânt Sângele al lui Iisus. Ești născut din nou de patii mântuit, prin Sfânt Sângele al lui Iisus. Vrei să fii, vrei să fii, dar vrei să fii ce-aș fi de n-ai fi tu în mine. Cu harul tău nemărginit, aș fi un bulgăre de gheață, un chip de umbră fără viață, un chip de umbră fără viață, o stâncă învăluită în ceață, o stâncă învăluită în ceață. Și-o noapte fără dimineață, și-o noapte fără dimineață. Aș fi un bulgăre de gheață, un chip de umbră fără viață, o stâncă învăluită în ceață, și-o noapte fără dimineață. Aș fi un far fără lumină, aș fi un far fără lumină, pustie de nisipuri plină, pustie de nisipuri plină.
ușe și scorpii ce-nvenină. Aș fi o avie uscată pe unde a curs un râu vreodată. O frunză smulsă și purtată, fără de scop prin lumea toată. Aș fi o avie uscată pe unde a fost un râu vreodată. O frunză smulsă și purtată, fără de scop prin lumea toată. Aș fi a fi, dar slavă ție, Tu ești a vieții bogăție, comoara harurilor vie, ce mă inundă pe vecie. Eu n-aș fi astăzi strălucirea a vieții mii și mii de fețe. De n-aș fi cunoscut iubirea cu fiorări și frumusețe. Ce-i fericirea vieții mii și mii de fețe. De n-aș fi cunoscut iubirea cu-n fioră și frumusețe. Slavă Domnului! Lăudați să fie Domnul! Gianni, thank you so much, brother Gianni, și grupul de laudă vă mulțumesc foarte, 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 foarte frumos pentru cântările care le-am cântat în timpul ceasului de rugăciune și cu care am început acest serviciu divin. Oameni dragi și oameni buni care sunteți în sală, nu mai aveți niciun motiv să nu deschideți gura așa mare cu cei de la cor și de la fanfară și să cântăm. Amin. Și să cântăm. Amin. Și să cântăm. Amin. Amen, amen. Pentru că noi venim la casa Domnului, nu să facem altceva decât să-L glorificăm pe Împăratul Împăraților și pe Domnul Domnilor. Aleluia. Și mulți, foarte mulți, tot v-ați plâns că ăștia din față cântă cântări care nu le știți. Ei, acum, în dimineața asta, copiii ăștia frumoși și minunați au pus pe cele trei scrinuri cântări care le-am cântat când eram eu tânăr și mic. Ha? Yeah. Ia, Iosif? Yeah. Vasile, ia? Yes. De aceea vă rog frumos, vă rog din suflet să cântăm, da. Amin. Amen, amen? Amin. Poate că o să spuneți, o să cânți tu, frate Luca. Pentru că ai de ce să cânți. Că ție-ți merge bine. Tu ești sănătos, tu ai bani, zic oamenii. Tu ai ce vrei tu. Eu aș vrea să vă spun să cântăm toți. Amin. Că la toți ne merge bine. Amin. O să vă dau definiția, mai târziu, poate nu astăzi, cu altă. O să vă dau definiția omului sărac în România. Cel mai sărac în România este milionar. În comparație cu alți oameni din alte părți ale lumii. Să știți toți că sunteți aici. Sunteți milionari în comparație cu alți oameni care trăiesc în altă parte a planetei Pământ.
De aceea acum, dar haidem să punem pe cele trei scrinuri versetul frumos al nostru, care noi l-am numit pentru luna februarie, versetul de aur. Este versetul 24 din Evanghelia după Ioan, capitolul 4. Anul acesta noi l-am declarat anul de rugăciune în Biserica Philadelphia și acest verset ne va vorbi despre o rugăciune pe care Domnul vrea să o rostim noi și îi place atunci când noi ne închinăm Domnului, așa cum ne învață versetul 24 din Evanghelia după Ioan, capitolul 4. Și după ce vom rosti acest verset, care e cel mai tânăr de aici? Tu ești cel mai tânăr, așa? Ia un microfon, așa, și du-te la fratele Ilie Recalo. Ilie Recalo, ridică mâna sus, că tânărul ăsta nu te cunoaște. Du-te până la fratele, ridică mâna sus, că nu te cunoaște. Ok, a ajuns fratele. Ok. Și după ce rostim acest verset foarte frumos, prin fratele Ilie Recalo ne vom ruga ca sub ungerea Duhului Sfânt să fie cântare de laudă. Amin. Cântarea corului, a fanfarei, a grupului de laudă, vestirea cuvântului său și ascultarea cuvântului, cât și împlinirea lui în fiecare zi în viața noastră. Aleluia! Cu toții rostim acest cuvânt. Dumnezeu este Duh și cine se închină Lui trebuie să îi se închine în Duh și în adevăr. Astfel de rugăciuni să ne ajute Domnul să facem noi. Amin. Ne rugăm prin fratele Ilie Recalo. Slăvit și binecuvântat să fie numele Tău, Stăpâne Doamne Dumnezeule, acela care ești viu în vecii vecilor în mijlocul poporului Tău și în care întotdeauna îți faci prezența Ta în adunare, îți faci prezența Ta simțită în cortul întâlnirii, Doamne. Și îți mulțumim că până aici și până astăzi Tu ești acela care Te-ai pogorât întotdeauna la poporul Tău, Doamne, și îți mulțumim frumos, Doamne. Este minunat să stăm în părtășie aleluia, cu Tine, Doamne. Este minunat să stăm în prezența Ta. Este minunat, Doamne, când susurul Tău blând și subțire cercetează poporul Tău, Doamne, Dumnezeule. Pentru că suntem în valea plângerii, în valea umbrei morții, Doamne. Și știm că Tu ești cu noi, Doamne, Dumnezeule. Aleluia. Adesea când toiagul și nuiaua Ta ne mângâie, Doamne, îți mulțumim și pentru aceasta și Te binecuvântăm. Și Te rugăm ca mai departe să binecuvintezi poporul Tău. Amin. Să binecuvintezi robii Tăi, Doamne. Amin. Care stau înaintea Ta, Doamne, Dumnezeule, și care vor vesti cuvântul și Evanghelia, Doamne. Te rog, Doamne, să ungi buzele lor, Stăpâne Părinte Ceresc, yes. Și cuvântul Tău, Doamne, Dumnezeule, să fie acela aleluia. Care să mângâie, să cerceteze și să atingă inimile noastre. Stamandio, vermanto, ștemenegrai, de pere de stamanagalto, șementio, brai, de stemando, vere stamando, regadiste, menegante, omanio, teresanto, brecade, de jetioste, vere grai, de și vere ganto. Îți mulțumim, Tatăl nostru. Iată ce zice Domnul prin Duhul Sfânt către tine, poporule, șteverigati ostemente grai de cemando verete stin. Iată, zice cel preanalt, te-am cercetat, zice Domnul, veridioste menegati oșemanto ver, și pe cei care, zice cel preanalt, treceți prin suferință, zice Stăpânul, care adesea ziceți în inima voastră unde este Domnul, în necazul meu, gemando fereste managanto. Aleluia. Iată, zice cel preanalt, că sunt cu tine, popore, chiar în suferință și în încercare, gemando fereste graide. Dar iată că am văzut că unii dintre voi, zice cel preanalt, schiopătați pe calea mea, zice cel preanalt, vetor, jetmaros de menegati o fermene graide și managanto. Și iată, vreau să vă vindec și să vă tămăduiesc picioarele, ștebrai de semando vere grau de șemanto, pentru că sunt păstorul cel mare, care mi-a oițele pe brațe, zice Domnul. Dacă vei înțelege, poporule, ștemanagadi overaide, și dacă vei lua aminte la cuvântul celui preanalt, te vei bucura. Pradios temenegante, că pe unii din aceia care șchiopătează, vrăjmașul vrea să-i prindă mreaja lui, zice cel preanalt. Și eu nu vreau să îngădui lucrul acesta, pentru că unii, ștegrau dogomanatiomente, găsesc plăcere în nelegiuire și în fără de lege, zice cel preanalt. Pentru că eu, Domnul, am murit pentru păcat și pentru nelegiuire, zice cel preanalt. Pe unii, zice cel preanalt, am să-i lovesc și am să-i pedepsesc, zice Domnul, pentru că iubesc.
Căci gura Domnului ți-a vorbit prin Duhul Sfânt. Aleluia, slăvit și binecuvântat să fie numele Tău. Pregando fere de mantos te brai de sibet. Bărbatule, bărbatule, iată ce-ți vorbește Duhul Sfânt care a venit în locul acesta. Iată mâna și brațul meu te-a dus pe calea mântuire, zice cel preanalt. Ștobrai gatemana volte, gemana gantover. Eu te-am sfințit, te-am spălat și te-am curățat. Într-o scurtă vreme, zice Domnul, voi mai îngădui o suferință peste trupul tău ca să te curățesc mai mult, zice Domnul, pentru lucrarea pe care am pregătit pentru tine, cel preanalt, zice, prin Duhul Sfânt. Amin. Amin. Mulțumim și te binecuvântăm, Doamne, și te rog ca mai departe îndurarea și mila ta și bunătatea ta să rămână peste poporul tău, peste care este chemat numele tău. Amin. Vă invit să ocupați locurile, estimați copii ai Domnului. Vă mulțumim din toată inima pentru că ați ales să fiți cu noi aici. Nu vreau să iau timp, dar am să vă vorbesc altă dată despre priorități condiționate. Priorități, țineți minte, priorități condiționate. Și asta este tema asta, priorități condiționate, ni se potrivesc foarte bine nouă. Prioritatea numărul unu în viața noastră este Dumnezeu. Este Iisus. Este Duhul Sfânt. Este casa lui Dumnezeu. Este împărăția lui Dumnezeu. Este cerul. Asta e prioritatea numărul unu. Numai că în viața noastră sunt priorități condiționate. Sigur că unii, datorită acestor priorități condiționate, nu sunt cu noi astăzi. Și ce mult pierd! Ce mult pierd! Foarte, foarte, foarte mult! Aș vrea din toată inima să îmi permite să, de la microfonul acestei biserici, de la amvonul acestei biserici, în modul cel mai sincer și cu cele mai calde sentimente, să vă spun în numele Domnului și a conducerii bisericii că ieri am condus-o pe aceea care a fost printre noi și cu noi, sora noastră în Domnul, Icoane Talpeș, care în urmă cu o săptămână, respectiv în 9 martie, Domnul a chemat-o acasă, a venit în lume în iunie 16, 1934 și de azi, în 3 luni, ar fi împlinit 80 de ani, a chemat-o într-un mod foarte frumos la el, Domnul. Au găsit-o în pat, trecută la cele veșnice, zicem noi. N-a zăcut nici o zi pe pat. N-a fost o povară și o greutate pe nimeni. Sora Icoane Talpeș a fost sora noastră în Domnul, care avea un loc acolo special pe lângă sora Tanța, așa? Și stătea de obicei pe banca aia frumoasă. Nu știu cine a venit cu ideea asta, dar a avut o idee foarte bună. Banca aia acolo este ca la țară în România. Vă aduceți aminte că în România erau bănci? Nu știu dacă mai sunt acum, frate Ionescu. Mai sunt bănci așa în fața caselor unde stăteau bătrânii. Mai sunt. Unde stăteau bătrânii. De obicei pe bănci acolo în fața casei. Avem noi o bancă acolo. Și printre bătrânii care noi avem în biserică, era și sora Tan, și sora Icoane. Și de multe ori mâna asta dreaptă a fost întinsă și a dat mâna cu sora Icoane, care nu se sătura să-mi povestească. Dacă eu aveam o oră timp, sora Icoane avea timp. Și spunea, am multe să spun, frate Luca. Însă fratele Luca e un om grăbit și un om prea ocupat. Dar sora Icoane avea timp și vă spun, am iubit-o mult și dânsa, cred că niciodată n-a spus-o flegmatic sau ușuratic, a spus totdeauna, te iubesc, frate Luca, și mă rog Domnului pentru tine. Un astfel de membru în biserică, să știți că eu aș vrea să fie mulți.
Și dumneavoastră ar fi trebuit să spuneți amin. Dar numai dacă vreți. Și puteți fi și să nu spuneți amin. Oricum, sincere condoleanțe familiilor Talpeș, familiilor Pop și nu numai acestor două familii, tuturor familiilor care sunt înrudite cu ei. Astăzi îi ploaie, ieri a fost o zi cu soare, nu ne mai lăsam duși de la cimitir. Mulțumim fanfarei, fanfariștilor, good job, ați făcut un job de milioane. Ieri, la mormântarea sorei Icoane, Talpeș, Dumnezeu să vă răsplătească. Amen! Amin, amin. Și grupul de laudă, de asemenea, a cântat foarte frumos. Apoi vineri corul, mulțumim coriștilor care au cântat vineri. Dumnezeu să vă binecuvinteze, amin, frați coriști. Slăvit să fie Domnul! Amin. Iubiții mei, din toată inima, ne bucurăm să fie cu noi fratele Bogdan Ionescu, pe care Domnul l-a chemat la mântuire și a experimentat în viața lui mântuirea prin credința în Domnul Iisus Hristos, amin, și prin legământul, prin botezul în apă. Ia-ți, frate Bogdan? Așa-i, amin. Așa-i, amin. Ok, și noi sigur că îl binecuvântăm și ne bucurăm de faptul acesta, lăudat să fie Domnul. Amin. Mulțumim și familiei Gigi și sorei Cristina Oprea, gazdele care au avut grijă de fratele Bogdan Ionescu. Și acum, dar, serviciul va continua și numele drag și scump al Domnului Hristos să fie lăudat în veci. Amin. Lăudat să fie numele Domnului în veci de veci. Amin. Amen. Este o dimineață binecuvântată de Domnul să fim din nou în casa Domnului și să ne bucurăm de harul Lui, de mântuirea Lui, să ne bucurăm de sănătate, să ne bucurăm de putere în trupurile noastre. Și cred că pentru aceasta merită ca încă o dată să spunem, lăudat să fie Domnul. Amin. Frați și surori, cuvântul Domnului în cartea Efeseni, capitolul 1 cu versetul 3 spune, binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești, în locurile cerești în Hristos. Noi suntem aici în această dimineață, pentru că Dumnezeul Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări. Lăudat să fie numele Lui! Amen. Pentru că ai putut să vezi în această dimineață din nou, este o binecuvântare a Domnului. Pentru că ai putut să-ți miști mâinile, pentru că ai putut să te dai jos din pat și să umbli, pentru că te-ai putut spăla singur pe față. Este o binecuvântare a Domnului. Pentru că ai putut să vorbești. Știți și ați auzit de oameni care s-au culcat vorbind cu soția, cu soțul și dimineață, chiar dacă s-au mai trezit, n-au mai putut vorbi, făceau doar semne. Nu știe nimeni ce s-a întâmplat peste noapte. Doctorii au spus că a fost un accident cerebral, a fost altceva. Dumnezeu are în control toate lucrurile. Și dacă suntem aici, este o mare binecuvântare din partea Domnului. Lăudat să fie Domnul! Numai că să fim foarte atenți, ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești, dar nu oriunde și oricum, în locurile cerești, în Hristos. Și Domnul să ne binecuvinteze, să ne desprindem de pământul acesta. Când venim la casa Domnului, să lăsăm toate problemele noastre la piciorul crucii, să le punem înaintea Domnului. Petru spunea să le aruncăm asupra Lui, că El le poate duce. De câte ori nu te-au îngenunchiat, de câte ori nu te-au trântit la pământ, de câte ori n-ai rămas trântit pentru că tu și eu n-am știut să aruncăm poverile noastre asupra Lui, pentru că sunt poveri pe care nu le poți duce. Și de altfel noi oamenii nu putem duce nimic fără El. Și de ce să ne chinuiască aceste poveri, aceste grijuri, aceste gânduri, când noi avem la cine să le dăm? Să le aruncăm asupra Lui. Amen. Dar bine, aruncă unul, aruncă doi, aruncă trei. Oare, s-ar întreba cineva, putem arunca toți? Da, putem arunca toți. Lăudat să fie numele Domnului. Dar noi trebuie să facem un lucru ca să fim siguri că El ia poverile noastre. Să ne mutăm, să ne desprindem, să fim și noi în locurile cerești. Și nu putem fi în locurile cerești numai dacă suntem în Hristos. Și dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Semnul că ești o făptură nouă este că toate cele vechi s-au dus.
vorbele rele, privirile rele, vorbirile de rău, bârfele, minciunile și alte lucruri, toate acestea s-au dus. Iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Se pot înnoi, dar trebuie să vrei să te muți în Hristos. Când ești în Hristos, nu este vorbire de rău. Când ești în Hristos, nu este ură. Când ești în Hristos, nu este răzbunare. Când ești în Hristos, nu este minciună. Când ești în Hristos, poftele trupului au căzut și sunt sub controlul Duhului și al minții tale sănătoase. Dacă nu ești în Hristos, te chinui. Și spunea Pavel, vorbind Corintenilor la capitolul 15 din 1 Corinteni, dacă ne-am pus încrederea în Hristos doar pentru lucrurile acestea pământești, suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Dacă te-ai întors la Domnul numai ca să-ți meargă bine, dacă te-ai întors la Domnul numai ca să te binecuvinteze, dacă te-ai întors la Domnul doar pentru interese, pentru o fată bună sau pentru un băiat, vreau să te avertizez în această dimineață. Te poți nenoroci și să fii cel mai nenorocit. Noi trebuie să ne mutăm în Hristos și să ne gândim la lucrurile de sus, cum spunea Pavel Colosenilor la capitolul 3, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu și voi ați murit. Și dacă ați murit, într-adevăr, împreună cu Hristos, să umblăm după lucrurile de sus și să ne gândim la lucrurile de sus. Și când se va arăta Hristos viața noastră, ne vom arăta și noi împreună cu El. Unde? Nu aici pe pământ, în slavă. Acolo este gândul nostru, acolo a plecat sora Icoana Talpeș și acolo vrem să ne ducem fiecare dintre noi. Doamne, ajută-ne să prețuim bine cuvântările tale în locurile cerești, în Hristos. Și cum ne-a vorbit și Duhul Sfânt, cum se întreabă unii, că unde este Domnul când eu trec prin probleme? Unde este Domnul când eu sunt bolnav? Unde este Domnul când eu sunt amărât? O soră bătrână în România, am vorbit cu păstorul care păstorea acolo, spunea despre un caz din biserica lor, că a murit o tânără la 18 ani într-un accident de mașină și bunica ei, cum se întâmplă și este real, a fost tare lipită de această nepoată și a umblat și a întrebat pe Domnul că unde ai fost, Doamne? Unde ai fost, Doamne? De ce ai lăsat lucrul acesta? Și Domnul i-a vorbit ajungând în Cluj la un cer de rugăciune și o spunea, femeie amărâtă, că Duhul Domnului știa că este amărâtă și zdrobită. Mă întreb de multe vreme unde am fost. Vreau să spun că am fost acolo. Vreau să spun că am fost acolo. Dacă ar întreba cei trei tineri, Doamne, unde ai fost? De ce n-ai venit la timp? De ce n-ai venit înainte? Să nu intrăm în flăcări. Dacă s-ar întreba ei, unde ai fost, Doamne? Domnul a fost acolo? Dacă întreba Daniel în groapa cu lei, unde ai fost, Doamne, când era gata să fiu sfâșiat de lei? Domnul îi spunea lui Daniel, eu sunt aici, dar unde ești, Doamne, că mă duc spre groapă? Unde ești, Doamne, nu vii? Ba da, vin, dar eu vin la timp. Ceasul meu nu este cu cel de pe mâna ta, nici cu cel de pe perete. Și Domnul a venit când Daniel era în groapă și a poruncit leilor, a stat de vorbă cu ei. Vă imaginați așa în mintea noastră o conferință, o ședință a Domnului cu lei și a spus, stați liniștiți, nu vă deranjați, vine unul care este al meu, pe ăsta nu trebuie să puneți nici laba, nici dinții, să nu că-ți cați gura unul dintre voi. Și el a aruncat acolo lei înfometați, poate de zile întregi, care n-au mâncat, care poate dacă erau 4-5 lei acolo, ce era un trup? Cât de mare ar fi fost? De 300 de pound să fi fost, nu? Ce era un trup? Dar Daniel nu era așa, că era un evreu slab, micuț, care sluja la casa împăratului. Și Domnul le-a spus, după ce trece această încercare voastră de a mai răbda foame încă o zi, o să aveți un ospăț pe drept și pe cinste. Pentru că Dumnezeu s-a dovedit și acolo că este în încercare cu cei ai Lui și El vine întotdeauna la timp. Slăvit să fie Domnul! Timpul pentru cei trei era înainte de cuptor, timpul pentru Daniel era înainte de a fi aruncat în groapă, timpul pentru Maria și Marta era înainte ca să moară Lazar. Dar când a venit Domnul și a rostit în fața mormântului, eu sunt învierea și viața, cine crede în mine chiar dacă ar fi murit, va trăi, slăvit să fie Domnul, să rămânem liniștiți că Domnul este cu noi și El nu ne părăsește, că Cel ce păzește pe Israel nici nu doarme, nici nu dormitează, lăudat să fie Domnul. Domnul să ne binecuvinteze, haideți să ascultăm fanfara cântând pentru slava Domnului, apoi grupul de laudă, fratele
Ivan Mitric, apoi laudă pe Domnul, corul bisericii și slujba continuă. Amin. Thank you.
astăzi nu mai sunt minuni, lumea va striga. Astăzi oare pe pământ se mai pot afla? Noi credem însă în minuni, căci Iisus ne-a învățat. Căci Dumnezeul dragostei, același este în viață. El rămâne în veci, ca și ieri, ca și azi, brațul său printre noi, făptuiește din noi. Dumnezeu ne schimbat, pe pământ va lucra. A purtat și locul tău murit. Predați viața în mâna Lui și atunci vei vedea că cel ce e în veci la fel în veci va rămânea. El rămâne în veci ca și ieri, ca și azi, brațul său printre noi. Noapte și mă întreb ce este viața în care eu aleg, ce este lumea în care eu trăiesc și ce sunt toate câte le privesc. Și simt adânc în trupul meu stânghier cum toate merg pe-o cale rea și pier. Nimic din câte văd și ce trăiesc nu poate fi etern și mă-ngrosesc. Și simt adânc în trupul meu stinghie cum toate merg pe-o cale rea și bine. Nimic din câte văd și ce trăiesc nu poate fi etern și mă-ngrosesc. Va spune dinăuntrul meu, nu sunt de aici, eu sunt din Dumnezeu. Eu sunt de sus, privesc spre galații și văd atâtea stremii și mii. O treaptă aș vrea mai sus să mă înalț, întind o mână vreau să mă agăț de un fir de rază să mă întorc înapoi.
să scap de atâta trudă și noroi. Cu treapta aș vrea mai sus să mă înalt, întind o mână vreau să mă agăț, de-un fir de rază să mă-ntorc înapoi. Să scap de atâta trudă și noroi. Aș vrea să strălucesc spre cer, să fiu acasă lângă tatăl meu. Dar m-a trimis să fiu aici jos și să trăiesc o viață cu folos. Să strălucesc aici pe pământ și abia pe urmă sus în cerul sfânt. Să fiu o rază pentru cei din jur și apoi o stea pe volta cerului. Să strălucesc aici pe pământ și abia pe urmă sus în cerul sfânt. Să fiu o rază pentru cei din jur și apoi o stea pe volta cerului. Prins, 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 prins
Lăudat să fie Domnul! Duminica trecută nu am fost la church, la biserică, dar am fost cu voi la biserică. Să știți că atunci când stau acasă sunt foarte ocupat, însă lucrez și să mă uit și verific tot ce se face la biserică. Să știți asta! Mi-a plăcut foarte mult cum au decurs serviciile divine. O singură expresie nu mi-a plăcut, dar n-are importanță că mi-a plăcut mie ori nu. Cineva a afirmat aici că am făcut o biserică care să se umple în 50 de ani. Așa ați făcut-o de mare, a zis persoana respectivă, ca să o umpleți în 50 de ani. Expresia aia nu mi-a plăcut. Pentru că biserica asta care noi am făcut-o și frumoasă, e a noastră, e a Domnului de fapt, făcută de noi. Oameni buni, aș vrea să vă spun că nu-i trebuiește Domnului 50 de ani să o umple. Nu. Expresia aia a fost aruncată așa, în sfârșit. N-a venit ea de la Domnul aia. Însă, aș vrea să vă spun că această biserică poate să fie umplută dacă noi vom fi pocăiți. Amin. Și sigur că noi vrem să fim pocăiți. Amin. Și sigur că nu numai noi, ci așa cum la oară de rugăciune se spunea foarte frumos, mi-a plăcut foarte, foarte mult, când Domnul va lucra în familiile noastre și nu vom pierde nici un membru din familiile noastre. Atunci când toți copiii noștri și nepoții noștri și strănepoții la serviciul de ieri și de mormântare s-a amintea de copii, de nepoți și strănepoți. Păi, dacă toți ăștia nu-i pierdem pe niciunul, păi să umple biserica, oameni buni, că în arhivele secretariatului bisericii noastre sunt la vreo 480 de membri majori, sunt la vreo 180 de tineri necăsătoriți de la 12 ani în sus și sunt peste 200 de copii sub 12 ani. Adunați dumneavoastră numerele astea. Astea toate sunt la 800 de oameni, de suflete. 800! Și tot ce vedeți dumneavoastră aici în sală și pe platformă, intră 900 de oameni jos în sală și pe platformă. Iar la balcon, cu înghesuială, intră lejer 300 de oameni. Și la înghesuială intră și mai mulți. Deci, aproximativ acest local are 1200 până la 1300 de locuri la nevoie. What? Ok, now. Eu aș vrea să vă spun că dacă tot ceea ce avem noi la secretariatul bisericii nu pierdem nicio unghie, cum a zis Moise, nicio unghie în Egipt nu lăsăm. Pe mai mult, trei sferturi, este plină biserica asta. Ok? Și vă spun, dacă noi vom fi pocăiți, și Domnul să ne ajute să fim pocăiți, e dacă noi vom trăi ceea ce vorbim de la anvoane, oameni dragi, dacă vom pune mare accent pe tineri și pe copii, nu vom veni cu ifosele noastre și cu lucrurile care au fost bune ele și sunt bune. Dar nu neapărat trebuie să le cerem ca... Ce am fost noi când am fost la țară copii mici să fie și în America? Nu, asta nu se va mai întâmpla. Vă spun eu. Asta nu, să nu credeți că sunt libertin și neapărat, nu, absolut nu. Dar nu putem noi să aducem toată România cu bocancii și cu toți am fost noi când am fost prunci. Să aducem mai, dar nu se mai poate. Hai să fim realiști. Ok? Nu se mai poate. Dar dacă noi vom păstra toate valorile spirituale pe care doi le-am primit când am fost copii și am venit cu ele peste ocean, aici în America, ok, și vom avea o inimă deschisă pentru lucrarea lui Dumnezeu și nu vom lăsa să meargă copiii noștri la americani, că n-are ce să caute acolo.
Copiii și tinerii noștri trebuie să stea în biserica Domnului de aici. Aici au mult de lucru. Îi punem să predice, să cânte, să se desfășoare și să se dezvolte. Mărit să fie Domnul. Și noi trebuie să îi încurajăm. Și când unul cântă o cântare, când unul se ne o predică, până la ieșire, cel puțin 2-3, de la 3 în sus, să-i felicităm și să le spunem: good job! Foarte good job! Ați făcut! Nu cu critici, mă! Și mă, și pă! Nu, ce dragule! Good job ai făcut! Foarte frumos ai cântat! Și foarte bine ai predicat! Amen? Eu mă duc aminte când am fost tânăr ca ei și mă iubeau mult, nu știu, că mă iubeau bătrânii mai mult decât tinerii. Că predicam cu mult elan, predicam, you know, cum eram eu dinamic, atunci a fost de 7 ori mai dinamic. Și le plăceau la bătrâni. Ha? Și m-au încurajat. De aceea noi trebuie să punem foarte, foarte mare preț pe pocăință, pe pocăința la biserică, pe pocăința acasă, pe pocăința în fiecare zi. Amin. Și să punem preț pe ce avem. Vorbeam cu Sebi dimineață, să umblăm după toți tinerii care nu vin la vineri seara la tineret. Gianni și Sebi, să umblăm după ei. Să umblăm după tinerii și fetele noastre și băieții noștri care nu vin vineri seara, care nu vin la întâlniri, la întâlnirile tinerilor. Să mergem după ei, să-i căutăm, dragi tineri. Dacă vreți, vin și eu cu voi. Uite, hai să facem. Și știți cum se poate face asta? Dacă vom organiza evenimente, să organizăm evenimente, cum vreți voi, și la aer liber, nu numai la picnic. Mergem într-o sâmbătă. Și facem și fotbal, facem și volei, facem și picnic, și numai noi tineri, ok? Numai să-i atragem pe toți! Să-i atragem pe tinerii care nu vin la biserică. Și sigur că acolo vom cânta, acolo vom putea să facem și studii biblice, acolo vom putea și să cântăm, să ne oprim și să facem tot ce putem ca să-i atragem pe tineri. Amen? Vedeți ce era în România și nu este aici. Tinerii nu mergeau la americani acolo, în România. Aia era problema. N-aveau unde, tinerii nu mergeau la americani. N-aveau unde să meargă tinerii, nu? Când organizam o activitate, toți erau acolo. Inovat, le plăcea la tineri, le place cu tineri, nu? Într-adevăr că, inovat, un păstor din România să păstorească o biserică în America... E un calvar, e un chin pentru ăla. Eu am păstorit și în România și știu ce înseamnă să fii păstor în România. Eu mă de 31 de ani păstoresc în America. Îmi dau seama cu ce mă confrunt în America. Este diferită biserica din America cu cea din România, datorită faptului că America are multe uși. Bisericile nu noi aici, avem 5 uși. Cât avem? 5, ias? Tot așa, biserica are foarte multe uși pe care poți să iasă. Dar tot pe ușele alea poți să intre înăuntru. Amen, biserică! Pe ușile alea poți să intre în biserică. Doamne, ajută-ne să punem neapărat preț pe pocăință, pe sfânta pocăință. Doamne, ajută-ne să punem preț pe sfințenie și neprihănire. Doamne, ajută-ne să trăim frumos ca în timpul zilei. Doamne, ajută-ne să fim pilde și exemple pentru copiii și tinerii noștri. Doamne, ajută-ne să ne iubim unii pe alții, oameni buni. Cum spune Apostolul Pavel în Filipeni, capitolul 2, să nu faceți o bucurie pe jumătate, să nu faceți o bucurie pe gramaj, pe trei sferturi, faceți o bucurie de plină. Și să avem, spune el acolo, o simțire, o dragoste, o inimă și un gând. No. Ce ziceți dumneavoastră, stimați coriști? Nu. Pe dacă am fi o simțire... O dragoste, o inimă și un gând, ați cântat foarte frumos. Very nice. Dați-mi voie să vă mai spun ceva. Nu numărul, nu neapărat numărul face calitatea și inovat. No! Sunteți destui de mulți ca să cântați foarte bine. Dacă sunteți uniți. Și la fel e valabil și aici. La fel e valabil și în biserică. Amen? Și acum să trec la ceva frumos. După masă nu cumva să lipsiți careva. Și toți care aveți acasă, spuneam despre
Priorități condiționate. Acest subiect este asta. Priorități condiționate. Adică vin la biserică condiționat. Aia e ce iese de aici. You know what? Îi chemați la biserică după masă să nu stea tolăniți la televizor sau la alte, nu la filme sau I don't know la ce. După masă noi vom avea o după masă foarte, foarte faină. Un serviciu divin deosebit decât alte servicii divine. Cu noi vor fi doi frați din România, fratele Lucian Despa este directorul Vocei Evangheliei, care este vorba despre rețeaua de radio din toată România. Este un om simplu, modest, este un om care își cunoaște limitele, are un profil nice de tot, elegant, este un om la locul lui. Totdeauna mi-a fost drag numai să mă uit la el. Sunt oameni care te drăgostești de ei uitându-te la ei. Cum se îmbracă, cum vorbește. You know what? Este foarte... Poate că de mine, când m-ar vedea unii cum vorbesc, ar fugi de mine. Dar eu le spun, măi, oameni buni, eu nu sunt ăla când mă cobor de la învon, sunt alt om. La învon sunt puțin mai așa. You know what? Anyway, după masă o să fie și fratele Vasilică Bujor cu noi, pastorul Bisericii Betania din Cluj, un om al lui Dumnezeu care a slujit și ieri la înmormântare. Slăvit să fie Domnul! După masă vom avea o colectă specială. Totodată la 3 luni vom avea o colectă specială. Acum Duhul Sfânt îmi vorbește mie. Și aș vrea să vă spun că Duhul Sfânt comunică și cu mine. Și îi mulțumesc pentru asta. Îmi tot comunică și tot mă gândesc ce să facem mai bine, cum să facem mai bine. Urmăriți cum mai vorbim e Duhul Sfânt să facem cu colecta asta specială. Noi muntele ăsta 860, noi ăsta trebuie să începem de seară să-l demolăm. Noi de seară vom începe și îl vom demola. Și nu o să-l demolez numai eu sau 2, 3, 5 oameni de aici. Ci toți împreună îl vom demola. Ați auzit? Toți împreună demolăm acest munte. Muntele care se numește astăzi 16, nu e astăzi 16 martie, se numește 860.000, mai avem datorie la bancă, împrumut la bancă. Noi muntele ăsta, în numele lui Iisus Hristos, în seara asta, îl începem să-l demolăm. Și îl vom demola, și îl vom demola, și îl vom demola, și îl vom demola. Să nu mai dăm bani la bancari. Am făcut numai 3 telefoane aseară. M-am propus să sun o grămadă. Și tot m-a rugat. Pe cine să sun? A făcut 3 telefoane. 3! Și m-am oprit. După 3 telefoane m-am oprit. Pentru că eu îl văd pe Domnul la lucru aici. Și aș vrea să vă spun că noi nu adunăm, nu vrem să adunăm 25.000. 25.000 minim. Noi trebuie să adunăm 860.000. Dar uitați cum o să procedăm. Perioada asta, poate că unii sunt plecați în vacanță, poate că unii sunt plecați cu trocurile. Sunt mulți frați care lucrează pe troc. Poate unii, știu eu, plecați în... Unul m-a sunat, un frat foarte important, un frate din biserică m-a sunat. De emergență am plecat în România. Dar eu știu că omul ăsta, când se va întoarce din România, va aduce bani la biserică. I know that. Dar nu în seara asta, nu-i cu noi. Și de aceea am extins perioada asta pe o lună de zile. Din 15 martie și până în 15 aprilie. E perioada când noi vom lucra la acest munte, să dăm cu el jos. Este prima serie, sau dacă este primul eveniment, sau dacă vreți, este prima dată când în anul ăsta vom lucra la acest munte. Din 16 martie până în jumătatea lui aprilie. Cei care nu sunt cu noi în weekendul ăsta, poate să aducă 4 weekenduri, 4 săptămâni la rând și să spună acolo la memo: banii ăștia îi donăm
pentru ca să demolăm munte. Nu scrieți demolat muntele. Pentru împrumutul la bancă. Așa să scrie jos. Împrumutul la bancă. Și când va ajunge cecul ăla la casierul bisericii la fratele Viorel Nicolae, va citi acolo pentru împrumutul la bancă. Se va pune banii acolo. Ce adunăm noi în seara asta, timp de 4 săptămâni, am să vorbesc de la microfonul asta. 4 săptămâni vom tot da în muntele ăsta. Și încheiem prima parte de 4 ore în anul ăsta vom face. A doua dată când va fi în iunie. A treia va fi în septembrie și a patra va fi în decembrie. Dar în decembrie vom începe mai devreme. Poate că începem în noiembrie ca să sfârșim la mijlocul lui decembrie. Ok? Și vom lucra la demolarea acestui munte. Și sigur că contează, nu spun, să nu, toți trebuie să-l demolăm. Asta înseamnă și un dolar, dacă numai atâta poți să dai pentru demolarea muntelui, dă dolarul ăla. Dă-l! Dacă poți să dai 5 dolari, dă 5 dolari. Dacă poți 10, dă 10 dolari. Dacă poți să dai 100, dă 100 de dolari. Poți să dai 500, dă 500 de dolari. Poți să dai 1000 de 1000 de dolari. Poți să dai 5.000 de 5.000 de dolari. Poți să dai 10.000 de 10.000 de dolari. De la un dolar până la 10.000 și toți la oaltă vom demola acest munte să nu mai îmbogățim pe bancari. Amen? Și acum ne ridicăm în picioare și cântând împreună cu grupul de laudă, vom mai face câteva anunțuri la urmă. Vrem să ne închinăm, dar aș vrea din toată inima să ne închinăm de bunăvoie, cu dragoste, cu veselie, cântând. Numai pocăiții cântă și dau bani. Numai ei! Pocăiții cântă și dau bani. Dau bani pentru cel care a murit la cruce pentru noi. Și prin sângele lui ne-a răscumpărat și ne-a sfințit. Și ne-a mântuit, slăvit să fie Domnul. Amin. Aleluia! Amin! Și iar amin! Amen. Am găsit în Domnul fericirea, am găsit mărețul har divin, am găsit în Iisus mântuirea, ce-am căutat-o de atâta. Am găsit în Iisus adevărul, când inima mi-am deschis. Pace sfântă, binecuvântare, de la Domnul am primit. Glorie Iisuse ție, aleluia, în veci mări. Aleluia, în veci mărire, Tu
Vă invităm să reocupați locurile. Urmează să ne închinăm înaintea Domnului în continuare, ascultând corul bisericii, apoi un solo fratele Leri, fanfara și în urmă cuvântul Domnului vestit prin fratele Dorin Ionescu, Domnul să-l binecuvinteze. Bogdan Ionescu, I'm sorry. Domnul să-l binecuvinteze, să-i dea ușă de cuvânt și să fie cu noi toți. Amin. Vom vedea
sunt un mesager rătăcitor prin lume, sunt un călător spre patria de sus. Mi-am pus arfa mea în slujba unui nume, nume înălțat și minunat Iisus. Lauda mea e pentru împăratul, nimenui ca el așa frumos. Sfânt și bun a fost și e altul, calmenire drag Iisus Hristos. Ce-am zdrobit prin celor din jur, le inspiroam doar milă. El m-a ridicat cu drag că și m-a iubit. Lauda mea e pentru împăratul, nimenui ca el așa frumos. Cât cu voi avea suflare și-l voi preamări, căci m-a iubit nespus. Cât mi-a fost mai greu în foc și în încercare, lângă mine a stat aproape doar Iisus. Lauda mea e pentru împărat, așa frumos. Sfânt și bun a fost și nu e altul, calmenire drag Iisus Hristos. Spune-ți tuturor să știe oricine, te iubirea lui și-au său veșur de har. Orice muritor, ce sincer la el vine, are viață-n veci și mântuire-n dar. Lauda mea e pentru împăratul, nimenui ca el așa frumos. Sfânt și bun a fost și nu e alt, așa frumos. Sfânt și bun a fost și nu e altul, calmenire drag Iisus Hristos. Slavă Lui! Thank you.
Mărit să fie numele Domnului nostru Iisus Hristos. Amin. Știți, frați și surori, mă simt la voi ca acasă. De ce? Pentru că atunci când sunt pe acasă, ceea ce nu-i foarte des, mă duc la Surani. Și biserica voastră seamănă tare mult cu biserica de la Surani. Și starea asta a voastră mă aduce aminte de cei de acasă de la Surani. Îi dau slavă lui Dumnezeu că dragostea lui ne strânge. Că suntem la Surani, că suntem la Atlanta, că suntem pretutindeni pe pământul acesta. Dacă ținem la Domnul Iisus Hristos, venim cu dragoste înaintea Lui. Amin. Mă bucur așa de mult că fratele Luca susține cu amin, cu aleluia, fiecare lucru al cântării, al rugăciunii, al slujirii. Și vă spuneam, cei care ați fost marți și joi, că eu sunt de multe ori defect la urechi. De ce? Pentru că acolo unde merg eu, când strigă frații câte un amin, zdrângă-ne geamurile. De ce? Pentru că atunci când strigi către Domnul, porțile iadului se cutremură. De ce? Pentru că atunci când strigi, ai autoritate în numele Domnului Iisus Hristos. Să nu cumva să credeți că strigătul ăsta e valabil și cu strigătul care îl faci către nevastă sau către copii sau către alții. Nu. Strigă către Domnul când grijuri te apasă. Strigă către Domnul că cel nu te lasă. Amin. Frați și surori, aș vrea pentru meditația din seara aceasta, probabil că nu o să am timp să vă spun tot ceea ce Domnul mi-a pus pe inimă, dar știu că va veni o vreme în care ne vom spune toate lucrurile înaintea Domnului, slăvit să fie numele Lui. Aș vrea pentru această dimineață să citim câteva versete împreună din Cartea Numerii, capitolul 9, începând cu versetul 15, pagina la Scriptură 156. Și v-aș ruga în respect pentru Cuvântul lui Dumnezeu să ne ridicăm. Numerii, capitolul 9, începând cu versetul 15, pagina la Scriptură 156. În ziua în care a fost așezat cortul, norul a acoperit lăcașul cortului întâlnirii și de seara până dimineața deasupra cortului era ca înfățișarea unui foc. Totdeauna era așa. Ziua, norul acoperea cortul, iar noaptea avea înfățișarea unui foc. Când se ridica norul de pe cort, porneau și copiii lui Israel. Și acolo unde se oprea norul, tăbărau și copiii lui Israel. Copiii lui Israel porneau după porunca Domnului și tăbărau după porunca Domnului. Tăbărau atâta vreme cât rămânea norul deasupra cortului. Când norul rămânea mai multă vreme deasupra cortului, copiii lui Israel ascultau de porunca Domnului și nu porneau. Când norul rămânea mai puține zile deasupra cortului, ei tăbărau după porunca Domnului și porneau după porunca Domnului. Dacă norul se oprea de seara până dimineața, se ridica dimineața, atunci porneau și ei. Dacă norul se ridica după o zi și o noapte, atunci porneau și ei. Dacă norul se oprea deasupra cortului două zile sau o lună sau un an, copiii lui Israel rămâneau tăbărâți și nu porneau. Și când se ridica, porneau și ei. Tăbărau după porunca Domnului și porneau după porunca Domnului. Ascultau de porunca Domnului, de porunca Domnului dată prin Moise. Amin. Amin. Haideți să ne rugăm ca Dumnezeu să pecetluiască acest cuvânt. Doamne Dumnezeule, te rugăm în numele Domnului Iisus Hristos să spui pecetea Duhului Sfânt peste acest text, Doamne. Te rog să ne vorbești, te rog să ne însuflețești și te rog, Doamne, să rămâi, Doamne, la cârma vieții noastre, Doamne. Cerem, Doamne, să umblăm cu Tine, Doamne. Cerem să mergem în ritm cu Tine. Cerem să mergem în cadență cu Tine spre Cananul Ceresc. Te rog, ajută-ne la aceasta. Te-am rugat în numele Domnului Iisus Hristos și prin Duhul Tău cel Sfânt. Amin. Să luăm loc, frați și surori. Poporul ales, poporul Israel a sărbătorit o mare sărbătoare de peste an, ca să spunem așa. Purimul. Acesta simboliza eliberarea de sub robia babiloniană a poporului Israel din vremea Esterei. Vedeți, Estera a fost o împărăteasă înțeleaptă, a fost o femeie înțeleaptă, școlită de un famen care pregătea mireasa pentru mirele. Ea s-a lăsat prelucrată de acest famen, care nici măcar nu era din poporul ales. Dar astăzi, mireasa lui Iisus Hristos, biserica răscumpărată, trebuie să fie prelucrată de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Slăvit să fie Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Mireasa înțeleaptă să fie școlită de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Știți, Purimul e o sărbătoare complexă, dar n-am să intru în el. Vreau să vă spun că Dumnezeu a lucrat în viața mea. A fost o vreme când credeam că fac o normă de prestații religioase. Cântam frumos, mă duceam la sfințiri de biserici. Credeam că fac voia lui Dumnezeu, credeam că fac o normă de prestații religioase. Îl căutam pe Dumnezeu, dintr-o inimă curată, dar eram departe de Dumnezeu. Am căutat mult
Am căutat mult fața lui Dumnezeu și n-am găsit-o. Am intrat într-o facultate de teologie și nu l-am găsit pe Dumnezeu. Mă uitam la ceea ce izbesc cu ochii, așa cum și noi ne uităm de multe ori, dar Dumnezeu se uită la inima noastră. Noi suntem acum pe ecrane, e fain, e frumos, dar Dumnezeu se uită la inima noastră. Domnul ne face o radiografie a inimii noastre. Dumnezeu vrea să lucreze cu putere. Știți, nu-i suficient să mergi cu Dumnezeu. Este important să mergi cu Dumnezeu, dar trebuie să mergi în ritm cu El. Trebuie să mergi în cadență cu El. Trebuie să mergi cu El în lucrare. Nu în lucrarea ta, ci în lucrarea lui Dumnezeu. V-am spus, marți fraților, că mulți nu mai au bătături în genunchi și au bătături în coate, că dau din coate să iasă în față. Dar astăzi Domnul vrea să restaureze. Astăzi Domnul vrea să atingă cu Duhul Său cel Sfânt biserica. E suficient? Credeți ce făceam eu? Îmi terminam slujba și îl închideam pe Iisus în Sfânta Evanghelie, în Sfântul Altar. Îl lăsam în brațele Maicii sale într-o icoană împărătească și îmi vedeam de drumul meu. Niciodată nu aveam siguranța mântuirii. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvântează moștenirea Ta. Dar acum am siguranța mântuirii. Am siguranța că dacă Iisus Hristos vine, eu pot să spun, vino, Doamne Iisuse. Mai scântăm noi, mai strigăm noi Maranata. Mai strigăm noi Maranata. Sunt mulți oameni care cred că merg cu Dumnezeu, dar merg în alt ritm. Nu mi-a plăcut nici mie expresia pe care a făcut-o fratele pastor Luca. Așa de frumos îmi place numele pastorului vostru, Luca Teodor, așa îl cheamă și pe feciorul meu, doar că astea sunt prenumele lui. Vreau să vă spun un lucru. În 50 de ani, biserica lui Dumnezeu de aici s-ar putea să nu mai fie, să nu mai încăpeți în ea. De ce? Pentru că Dumnezeu lucrează cu putere. Știți ce mi-a zis un popă la mănăstirea Prislop? M-am dus astăvară să vorbesc cu oamenii. M-am dus îmbrăcat în hainele alea de popă. Să le spun oamenilor că degeaba se închină la mormântul lui Arsenie Boca. Arsenie Boca a fost un om al lui Dumnezeu. Pentru că cred că s-ar răsuci mormânt dacă ar putea. Mai bine s-ar închina Dumnezeului celui viu și adevărat. Mai bine s-ar închina. Și a venit un duhovnic de acolo. Părinte, lăsați-i pe oameni așa, lăsați-i. Că știți care e problema? Nu mai trece mult timp. În 50 de ani o să ne îngroape penticostalii să te audă Părinte Dumnezeu. În 50 de ani o să ne îngroape penticostalii. Aleluia! Credeți lucrul acesta? Amin! Credeți că în niciun an, apropo că aveți destrăpus un munte, minerii ăștia sunt foarte periculoși. Și dacă vă faceți mineri duhovnicești și proclam lucrul ăsta peste voi, dărâmați și muntele, faceți și multă gălăgie și s-ar putea ca biserica asta să fie plină. Credeți lucrul ăsta prin ochii credinței? Amin? Domnul să vă binecuvânteze. El poate. El poate, El dă toate. Ia spuneți-mi și mie, cum e cu lucrarea aceea? Pot totul în Hristos care mă mântuiește, care mă vindecă, care mă restaurează? Și sunt frații ăștia ai mei cu care lucrez eu mult. Au compus acum o cântare care spune cam așa: când nu mai pot eu, poate El, poate El, nu? Poate El, nu? Amin! Avem și această biruință în Iisus Hristos. Dar dacă suntem, nu mai fratele Luca se turează, nu mai frații slujitori, nu mai frații de la fanfară își chinuie plămânii, nu mai frații vin la repetiții, las că merge. Vreau să vă spun că, să știți, sunteți un oraș dinamic. Voi românii din Atlanta sunteți dinamici. În fiecare zi găsești ce să faci în numele Domnului. Numai poftă să ai. Poftă să ai de Iisus Hristos Domnul. Vedeți? Odinioară aveam poftă de Dumnezeu doar la biserică. Eram un popă cu minte. Făceam slujba după tipic. Nu mâncam nimic din tipic. Nu eram hapsând. Mi-aduc aminte, ajunsesem la mănăstire. Eram campion în mormântări. Lumea mă cheamă pe mine numai la mormântări. Și acum, pentru că eu nu am așa de mulți bani să mă duc să plătesc tacâmul, pe mine la mormântări, în schimb, mă cheamă. Unde nu se duc alții, mă duc eu. Și cred că am vreo 300 de mormântări de când eram pe vremea ailaltă și acum tot așa fără număr. Mi-aduc aminte că am fost odată la Hunedoara, m-a prins fratele Hada, cred că vreo 6 am făcut așa în linie. Zum! La Bărbulești, când începe înghețul, așteaptă frații o săptămână cu cei care au plecat acasă, cu trupurile lor pământești. De ce? Că când se înfundă drumul, nici până la cimitir nu mai poți să mergi.
Și îmi face Dumnezeu cărare și ajung și Dumnezeu lucrează cu putere. Dar asta nu-i totul. Știți care e problema? Anul trecut la Mizil, e o biserică de frați romi, parcă a intrat îngerul morții, câte doi în fiecare săptămână. Du-du-dum, du-du-dum. Dar vreau să vă spun că rezultatul s-a văzut la sfârșit. În sâmbăta Paștelui, 80 de oameni l-au mărturisit pe Iisus în apa botezului, slăvit să fie numele Domnului. Frați și surori, mărturisiți-L pe Iisus Hristos. Am fost într-o biserică în care surorile ziceau, dar frate, dar noi nu putem să mărturisim. Soră dragă, îmi pare rău, dar te contrazic. Biblia spune altceva. Se duc femeile mironosițe la mormânt și se întâlnesc cu un tineret, se întâlnesc cu un înger, care stătea foarte degajat, probabil picior peste picior, așa mi-l închipui eu, deasupra mormântului și zicea, pe cine căutați? Veniți repede și vedeți că mormântul e gol. Dar asta nu-i totul. Duceți-vă repede și spuneți tuturor că Iisus a înviat. Aleluia! Surorilor, vouă vă spune Domnul și astăzi acest lucru. Acolo unde lucrați, acolo unde învățați, acolo unde stați între vecinele voastre, spuneți ce mult bine v-a făcut Domnul. Și nu uitați că femeile mironosițe, surorile acelea au primit un bonus. S-au întâlnit cu însăși cel înviat. Slăvit să fie numele Lui. Amin. Haideți să ne încărcăm de Iisus Hristos. Haideți să ne încărcăm de puterea Duhului Sfânt. Haideți să vedem ce minuni mari face Domnul și astăzi în popor. Pentru că dacă stăm, să știți că îi vedem pe alții cum se duc pe lângă noi. Îi vedem pe alții care se duc pe lângă noi. Am vorbit multor frați săptămâna asta de Betesda. V-am spus că mie nu-mi place numele Betesda. Eu dacă aș fi păstor într-o biserică, nu i-aș pune numele Betesda. De ce? Pentru că la Betesda se moare. De ce? Pentru că la Betesda e boală. De ce? Pentru că la Betesda oamenii se calcă în picioare să intre în scăldătoare. Ce a făcut slăbănogul când a fost vindecat? A plecat unde? La templu. Haideți, fraților, și noi să plecăm la templu. Noi mai dormim mult, știți unde? Dormim mult la umbra crucii. Sunt mântuit prin jertfa Lui și bucuros să spun oricui. Dar nu mai plecăm spre cinzecime. Nu mai plecăm spre cinzecime. Nu mai plecăm spre darurile duhovnicești. Nu mai plecăm spre plinătatea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Doamne, umple-ne de Duhul Tău cel Sfânt. Amen. Vedeți? Acum sunt oameni care au început să... Hai bă, ce ai cu noi? Eu am un parteneriat cu Biserica Ortodoxă a Cinzecimii. Ăsta e un grup de aproape 100 de foști preoți care au intrat în Biserica Penticostală în special, dar și baptistă și chiar și carismatică în Rusia, în Bielorusia, în tot spațiul fost sovietic, și care au avut o viziune comună. Întoarceți-vă și lucrați între ortodoxi. Deosebirea între noi și voi este doar că noi câteodată ne mai punem hainele. Slujirea merge cumva pe o linie ortodoxă. O să vă citesc și două, trei capitole din mărturia de credință a lor. Articole din mărturia de credință. Dar vreau să vă spun un lucru. Dumnezeul nostru lucrează. Și Dumnezeul nostru nu doarme. Dumnezeul nostru vrea și astăzi să facă minuni mari în poporul Său. Și știți de ce? Pentru că Iisus Hristos este Domnul. Știți care e problema? Duhul Domnului suflă încotro vrea El. Citeam că acum 2 ani, peste 2 călugări de la muntele Atos a venit botezul cu Duhul Sfânt. Și știți care e primul lucru care l-au făcut acești 2 călugări? Au intrat în apa mării, s-au botezat unul pe altul. Și oamenii ăștia prorocesc cu Dașabin. Nu suntem cei care monopolizăm Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, ci El suflă încotro vrea El, slăvit să fie numele Lui. Dragii mei, e foarte important, e foarte important să umbli cu Domnul, dar e important să mergi în rit cu Dumnezeu. Așa cum făceau poporul ales în pustie odinioară. Se zice că erau vreo 2,5 milioane de oameni și vedem că atunci când norul rămânea mai multe zile, mai multă vreme deasupra cortului, copiii lui Israel ascultau de porunca Domnului și nu porneau. Și aici vreau să vă spun ceva. Noi în 2014, în martie 16, cum umblăm? O luăm poate înaintea Domnului sau rămânem în urmă? Așa avem noi de multe ori obicei. De multe ori o luăm înaintea Domnului. Că dacă secolul 20 era secolul vitezei, secolul 21 probabil e secolul supervitezei, așa-i? Cum ziceți voi, expresia asta cred că e americană. Time is money. Frate, noi n-avem timp, mai repede, dă-i bice. Noi avem și alte probleme. Avem copiii la școli, joburile sunt tot mai rare. Nu cumva ne vedem și noi aici, frați și surori? Nu? Ne vedem sau nu? A, ne vedem. Și încă ceva, cuvântul spune că poporul lui Dumnezeu rămânea tăbărât. Și îmi place așa de mult cum Părintele Cornilescu a tradus aici. A tăbărât ce înseamnă?
A tăbărâ înseamnă și a te repezi și înseamnă și a-ți așeza tabăra. Doamne, ajută-ne și pe noi să tăbărâm la casa Ta și la ceasul al nouălea să fim la rugăciune. Sunt mulți oameni care le place cu Dumnezeu. Unii vin să asculte o predică bună, alții să asculte o cântare frumoasă, alții să primească vreun ajutor. Dar mi-aduc aminte de o soră creștină după Evanghelie anul trecut, înainte de Crăciun, îi zice prezbiterului: frate, dacă nici anul ăsta nu primesc un ajutor, să știi că eu mă despocăiesc. Păi de-aia ai venit, soră, să te pocăiești. Mulți nu merg gărit cu Dumnezeu. Suntem entuziaști, alteori o lenevim, dar s-ar putea să nu mergem mărit cu Dumnezeu. Multora le plăceau să meargă cu Domnul. Uitați-vă mulțimile la Florii. Tânărului bogat îi plăcea cu Iisus. Și când a văzut ce are de făcut, spune Scriptura că s-a întristat și a plecat. Doamne, ai milă de noi. Amen. Trei lucruri vreau să vă spun în seara aceasta, în ziua aceasta, în timpul în care ne-a mai rămas. Plouă afară și mi se pare că e întunecat. De-aia am zis seară. Aleluia. O să vă folosesc un personaj biblic foarte cunoscut, dar de data asta ca personaj negativ. Și știți cine este acesta? Sfântul Apostol Petru. Știți, încă și la intrarea în Canaan, în numeri 13, copiii lui Israel au ieșit din ritmul cu Dumnezeu. Atenție! Deci mergeau cu norul, mergeau cu stâlpul de foc, dar totuși, în numeri 13, zice că s-au dus iscoadele în Canaan și s-au întors și spune cuvântul lui Dumnezeu că au negrit țara. De multe ori știți care e problema. Și eu veneam în fața ușilor împărătești, în fața altarului și începeam să predic. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, binecuvântați ca să predic în al preasfințite părinte, mitropolit. Și predicam, și predica mea amesteca cuvântul lui Dumnezeu cu tradiția. Amesteca sfintele icoane cu sfintele moaște. Și făceam un talmeș-balmeș. Și în loc să fac lucrarea lui Dumnezeu, în loc să aduc izvorul cel viu al lui Iisus Hristos, eu apa aceasta o tulburam, cum spune Ezechiel. O tulburam. Chiar de acolo mi-a vorbit Domnul atunci când m-am pocăit. Atunci când Duhul Domnului a venit peste mine. Frați și surori, vin cele 12 iscoade. Vin vești rele. Eu vreau să vă aduc vești bune. Și spune că s-a negrit țara promisă. Acolo sunt uriași, acolo sunt cetăți întărite, acolo specialiști în viticultură. Doamne, noi nu știm să atacăm cetăți întărite. Dar astăzi vă întreb pe voi, frați și surori, știți să atacați cetăți întărite? Când aveți o problemă, știți să o atacați? Eu am fost aseară într-un loc în care oamenii au învățat să atace cetăți întărite, slăviți să fie Domnul. Amen. Amin? Amen. Stați înaintea Domnului. Strigă către Domnul. Stai înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu îți va vorbi. El te va călăuzi cum să ataci cetățile întărite. Vedeți? Mergem noi în rit cu Dumnezeu spre Canaan. Pentru că dacă nu mergem în rit cu Dumnezeu spre Canaan, poporul ales în fața intrării în Canaan, atunci când au ieșit iscoadele, spune că au primit o penalizare. Încă 40 de ani în pustie. Doamne, ajută-ne să grăbim venirea Ta. Să ajutăm la lărgirea împărăției Tale. Amen. Să facem fapte vrednice de pocăință. Amen. Să fim ucenici și nu creștini de duminică. Să fim ucenici care să aducem roadă. Amen. Primul lucru care vreau să vi-l spun ar fi problema profeției. Mulți sunt interesați de sfârșitul lumii. Alții dau pronosticuri, alții se uită prin horoscoape. Am constatat cu stupoare tineri și tinere în România care dimineața pe ProTV se uită la tantia aia la horoscop ca la mașini străine. Doamne Iisuse, ai milă de noi. Amen. Doamne Iisuse, ai milă de noi. Amen. Și dă-ne lumina Evangheliei. Amen. Alții sunt fascinați de Nostradamus. Alții de acest scriitor post-decembrist, Pavel Corus. Alții acum câțiva ani erau bannere pe toți pereții că vine sfârșitul. Alții că s-a sfârșit calendarul Maya. Dar pe noi, cei ce mergem în rit cu Dumnezeu, atenție, care mergem în rit cu Dumnezeu, le spunem că nu ne interesează. De ce? Pentru că în Fapte 1:7, cuvântul lui Dumnezeu spune așa: nu e treaba voastră să știți vremuri și soroace. Pe acestea Dumnezeu le-a păstrat sub stăpânirea Sa. Doamne, ajută-ne, ajută-ne să înțelegem ce vrei să ne spui. Ce treabă avem noi cu planul lui Dumnezeu? Matei 16:21-23. Ia să vedem ce face fratele nostru Petru prima dată. Matei 16:21-23.
De atunci încolo Iisus a început să spună ucenicilor săi că el trebuie să meargă la Ierusalim, să pătimească mult din pricina bătrânilor, din partea preoților celor mai de seamă, și din partea cărturarilor care să fie omorât și ca a treia zi are să învieze. Petru l-a luat deoparte și a început să-l mustre zicând: să te ferească Dumnezeu, Doamne, să nu ți se întâmple așa ceva. Dar Iisus a întors și a zis lui Petru: înapoi a mea, Satanu, căci tu ești o piatră de potignire pentru mine, căci gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci gânduri de ale oamenilor. Petru mergea cu Dumnezeu, dar nu mergea rit cu Dumnezeu. Agenda de lucru a lui Dumnezeu nu corespundea cu agenda lui Petru. Dacă nu mergi cu Dumnezeu în cadență, dacă nu mergi exact cum se bătea pasul de defilare, fraților, pe vremea lui Ceaușescu, așa de drângânea pământul, nu ăsta NATO, ăla care era pe vremuri, dacă nu mergi în rit cu Dumnezeu, nu vezi Cananul. Când Dumnezeu tace, taci și tu. Când Dumnezeu vorbește, vorbește și tu, dar nu orice. De multe ori scoatem perle pe gură, în loc să vorbim cu psalmi, cu cântări de laudă, cu încurajări. Frați și surori, mulți fac asocieri profetice, sunt multe biserici care fac lucruri din astea. Dar pe noi, cei care suntem răscumpărați, cei care primim plenar lucrarea Duhului Sfânt, spunem că nu ne interesează. Uitați-vă la mâns, după ce îl naște mama sa, nu-i dă concediu postnatal. Gospodarul o lasă, ce-o lasă și o leagă la căruță din nou. Și mânzul, care e foarte nărăvaș, o ia stânga, dreapta, înainte, înapoi, îl leagă cu o funie. Să ne ajute Dumnezeu și pe noi să ne lege cu funiile dragostei de El. Să nu mai putem să o luăm noi cum vrem înainte, înapoi. Și să stăm lângă El. Vreau lângă Dumnezeu să fiu mereu. Oricât mi-ar fi de greu, să fiu lângă El. Alții, vreau ca în dragoste să înțelegeți că trebuie să mergeți în rit cu Dumnezeu. Nu așa cum merg creștinii de Paște și de Crăciun. Al doilea lucru care vreau să vi-l spun este problema puterii. Sunt unii frați în anumite biserici care cred că au mare putere duhovnicească. Au o putere, știu Biblie, știu totul. Dar când începe ei să mitralieze, usucă totul de jur împrejur. Și haideți să-l vedem iarăși pe Petru. În Ioan capitolul 18, versetele 10 și 11. Simon Petru, care avea o sabie, a scos-o, a lovit pe robul marelui preot și a tăiat urechea dreaptă. Robul acela se numea Malhu. Iisus i-a zis lui Petru: bagă-ți sabia în teacă, nu voi bea paharul pe care mi l-a dat Tatăl să-l beau. Și spune Mântuitorul în Matei 26:52: puneți sabia la locul ei, căci toți cei ce scot sabia de sabie vor pieri. Frați și surori, vedem mafioți, vedem lupte de stradă, vedem săbi ninja, dar apoi îl vedem și pe Petru procedând la fel, el care umbla cu Domnul Păcii. Oare nu cumva din prea mult elan încercăm să zădărnicim planul lui Dumnezeu? Suntem tari, ne credem puternici în credință, dar suntem gata să scoatem sabia. Doamne, ajută-ne să demontăm lucrul ăsta. Amin. Amen. Suntem plini de deșteptăciune. Îi reducem pe frați la tăcere. Dar tot ce facem, în loc să prospere, se usucă și se dezbină. Și ultimul lucru care vreau să vi-l spun ar fi o problemă a cunoașterii, a deșteptăciunii noastre. Noi de multe ori suntem buni, deținem adevărul. Noi știm totul din punct de vedere spiritual. Dar ceilalți nu știu așa de bine ca noi. Oare felul meu de comportament îl avantajează pe Dumnezeu? Poate lucra Dumnezeu prin mine. Felul în care mă port eu îi aduce gloria lui Dumnezeu și oamenii se pocăiesc. Cei din casa mea se pocăiesc. Mi-a plăcut așa de mult îndemnul la rugăciune să ne rugăm pentru copiii noștri. Felul meu de a fi, de a mă comporta în casă, îi aduce pe copii la biserică. Sau felul meu de a mă comporta îi îndepărtează pe copii. Sau felul meu de a mă comporta îi îndepărtează pe oameni de Iisus Hristos. Și iată în Ioan 18, iarăși ce face fratele nostru Petru, Sfântul Apostol Petru. Versetele 15 și 16. Simon Petru mergea după Iisus, tot așa a făcut și un alt ucenic, era Ioan. Ucenicul acesta era cunoscut de marele preot și a intrat cu Iisus în curtea marelui preot. Petru însă a rămas afară la ușă. Celălalt ucenic a ieșit afară, a vorbit cu portărița și l-a băgat pe Petru înăuntru. Singurul intrat în curtea marelui preot, alături de Ioan, singurul care pierde din nou examene. Și cum dă examene, cum le pierde. Petru cel tare, ucenicul numărul 1, piatra, pierde examene. Era cu Dumnezeu, dar nu era rit cu Dumnezeu. Frați și surori, dacă vreți drum bun, dacă vreți servici bun, dacă vreți putere cu Domnul Iisus Hristos, dacă vreți sănătate în casă, urmăriți norul și mergeți în ritm și în cadență cu Dumnezeu. Amin. 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 Scriptura spune așa,
Deci, Petru dă noi examene și uitați-vă în versetele 17. Slujnica portărița, deci Ioan 18 cu 17. Atunci slujnica portărița i-a zis lui Petru, nu cumva ești tu unul din ucenicii omului acestuia? Și el zice, nu sunt. Apoi versetul 25. Simon Petru stătea acolo și se încălzea. Ei au zis, nu cumva ești tu unul din ucenicii lui? El s-a lepădat și a zis, nu sunt. Și 26. Unul din robii marelui preot, rudă cu acela căruia îi tăiase Petru urechea, a zis, nu te-am văzut cu el în grădină? Și spune în continuare cuvântul lui Dumnezeu că Petru s-a lepădat și îndată a cântat cocoșul. Vreau să fac o paranteză. Nu știu de ce în săptămâna mare, la noi la mănăstire, obiceiuri și obiceiuri venite din Biblie, femeile veneau cu cocoș la biserică. Și la un moment dat mă asasinau, mă astenizau cu atâția cocoși. Culmea, dacă erau niște cocoși mai zdraveni, dar îi scoteau pe toți cocoșii pensionați, îi aduceau la biserică. Și îi fierbeam câte 10 ore și erau tot ca acum de mestecat. Frați și surori, și într-un an am decretat anul curcanului. Dragii mei, mă jucam cu Dumnezeu și mă jucam de-a Dumnezeu. Unii oameni, atenție, cum îl urmam eu pe Dumnezeu, umblă după Iisus prin cimitire, cum le spuneam fraților marți. Unii caută moaște, alții caută minuni, alții caută tot felul de iluzii, dar căutați-L pe Iisus Hristos prin evlavie. Nu-L căutați pe la moaștele sau pe la mâna stângă a Sfântului Nicolae, arhiepiscopul Mirei Lichiei, care de 350 de ani e în Biserica Sfântul Gheorghe Nou din București, acolo în kilometru zero al României, că trupul întreg al lui Nicolae, acest arhiepiscop, e în Italia la Bari, asta e a treia mână a lui. Nu căutați pe Dumnezeu între cei morți, pentru că Dumnezeul nostru este viu. Amen. Și mai mult decât atât, ești un Dumnezeu gelos, care nu-și împarte slava cu nimeni. Amen. Nici cu cuvioasa Parascheva de la Iași, nici cu Dimitrie cel Nou de la București, nici cu Filoftea de la Argeș. E un Dumnezeu viu. Amen. E un Dumnezeu care vorbește. Amen. E un Dumnezeu care ne păzește prin sângele Lui. Dacă vrei un drum bun, umblă cu Iisus Hristos în ritm. Scriptura spune în Marcu 14 cu 72 că Petru și-a adus aminte de vorba pe care o spusese Iisus: înainte să cânte cocoșul de două ori, te vei lepăda de mine de trei ori. Și gândindu-se la acest lucru, a început să plângă. Dar vreau să vă spun un lucru. Iisus, i-a dat lui Petru șansa de a se reabilita. I-a dat șansa de a se reabilita. Știți unde? La Marea Tiberiadei. La Marea Tiberiadei. Ucenicul pe care îl iubea Iisus, 21 cu 7, a zis lui Petru, este Domnul. Și când Petru a auzit că este Domnul, și-a pus haina pe el și s-a încins. Petru era derutat, căci era dezbrăcat și s-a aruncat în mare. Nu mai aștepta să ajungă corăbioara la țărm. Era prea îndrăgostit de Domnul. Suntem noi îndrăgostiți de Domnul Iisus Hristos? Și după ce au prânzit, Iisus i-a lăsat să mănânce. Cred că Petru a mâncat cu noduri. Dați-mi voie să cred că Petru a mâncat cu noduri. Simon Petru, Iisus i-a zis lui Simon Petru, Simone, mă iubești tu mai mult decât aceștia? Da, Doamne, știi că te iubesc. Paște, paște mielușii mei. A doua oară i-a zis, paște oițele mele. Și a treia oară a zis Iisus, Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Petru s-a întristat că îi zisese a treia oară, mă iubești? Și i-a răspuns, Doamne, Tu toate le știi. Știi că Te iubesc. Iisus i-a zis, paște oile mele. Așa, în timp ce ascultăm aceste ultime fraze, Duhul nostru să intre într-o stare mai specială cu Duhul lui Dumnezeu. Fără să spunem nimic, doar să ne gândim la El. Pentru că ce se întâmplă? Atunci când Petru a iubit mai mult, Dumnezeu l-a iertat. Astăzi Domnul vrea să ierte. Poate că și noi avem 10, 20, 50 de ani pe calea credinței. Dar Domnul vrea să ne pună în ritm cu El. De la acea întâlnire, Petru a plecat către Canaan și nu i-a fost ușor. De ce? Pentru că nu o spune Biblia, dar o spune tradiția. În drum spre Canaan, Petru s-a întâlnit cu o cruce și a spus, Doamne, nu sunt vrednic să mor ca Tine. Și a cerut să fie îngropat cu capul în jos, să fie răstignit cu capul în jos. Mă gândesc la Toma, cel care a pierdut o săptămână de binecuvântări.
A pus degetul în rana Domnului Iisus Hristos de suliță. Și a plecat în India, la Madras, și spune tot tradiția că a murit, știți cum, străpuns de suliță. Când îl iubești pe Domnul, ești gata să și mori pentru El. Amen. Frați și surori, astăzi Domnul ne cheamă. Astăzi Domnul ne cheamă să intrăm într-o rânduială specială cu El. Să ne ferim de problemele pe care le-a avut Petru. Și în Apocalipsa 3:19, cuvântul Domnului spune: eu mustru și pedepsesc pe toți aceia pe care îi iubesc, fii plin de râvnă și pocăiește-te. Amen. Și în continuare, Domnul spune: eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și îmi deschide, El nu intră cu forța în viața nimănui. El nu intră cu picioarele în viața nimănui. El nu intră cu berbecele ca ăștia de la trupele speciale. El așteaptă să-i deschizi. Poate noi am deschis ușa. L-am primit în vestibul, l-am primit în livingul nostru. Dar astăzi Domnul vrea să-i deschizi și ușa unde e calculatorul. Vrea să-i deschizi și ușa unde e televizorul. El astăzi vrea să intre în controlul vieții tale. Lasă-l să te atingă. Lasă-l să te atingă și vei fi eliberat. Vreau să vă spun că Dumnezeu lucrează. Mă bucur de voi, mă bucur și de cei de la Surani. Noi avem două familii de bolnavi de SIDA cu care, cu ajutorul lui Gabi și a lui Cătălin Oprea, Gabi Bora și Cătălin Oprea, am început să-i hrănim. Pentru că sunt țigani, pentru că sunt penticostali și pentru că sunt bolnavi de SIDA, lumea nici nu se uită la ei. Avem vreo 4 orfani care nici nu știm cum mai trăiesc, dar vedem mâna lui Dumnezeu la lucru. Mâna lui Dumnezeu. Să știți că într-adevăr suntem milionari față de ceilalți. Dar vreau să vă spun un lucru. De multe ori nu știm să ne închinăm de la amvon, nu știm să cântăm. Așa îmi spune un țigan: eu cum să mă închin, frate? Mijlocește, frate! Și pe lângă ceea ce dai Domnului, învață să te închini Domnului și cu binefacerea și dărnicia. Căci Domnului, așa spune epistola către evrei, jertfe ca acestea îi plac. Doamne, ajută-ne să mergem mărit cu Tine. Doamne, ajută-ne să stăm bazați pe Tine. Doamne, ajută-ne să plecăm spre Canaan, urmărind Duhul Sfânt. Ajută-ne, Doamne, să fim pregătiți precum Estera. De către Hegai, noi, mireasa Ta răscumpărată, să fim pregătiți de Duhul Sfânt. Doamne, fii cu noi. Doamne, rămâi cu noi. Amen. Și, Doamne, odată ne-o vedea la tronul Tău ceresc, în haine albe. Doamne, ajută-ne pe toți la aceasta. Amen. Rugați-vă pentru România și noi ne vom ruga pentru voi. Fiți binecuvântați în numele lui Iisus Hristos cel Înviat. Amin. Amin. Domnul să vă binecuvânteze. Lăudat să fie Domnul. Amin. Iubiți copii ai Domnului, ce dimineață frumoasă Domnul ne-a dat. Și ce plin de bucurie ar trebui să fim, vă rog să mai aveți răbdare câteva minute și o să încheiem. Mulțumim Domnului pentru fratele Bogdan Ionescu, Dumnezeu să îl binecuvinteze. Amin. Spuneți un amin, oameni buni? Amin. Dumnezeu ne-a vorbit printr-un frate care a fost preot. Și sigur că am primit cuvântul de la dânsul cu multă bucurie. Eu personal m-am simțit foarte bine și Dumnezeu ne-a dat un mesaj prin el care ne-a provocat să luăm în modul cel mai serios relația noastră cu Domnul și alergarea noastră cu Domnul să fie în ritmul cu Dumnezeu. Asta a fost mesajul care fratele Bogdan a vrut să ni-l transmită, să mergem nu mai repede decât Dumnezeu și nici mai încet, ci în ritm cu Dumnezeu. Ce frumos mesaj! Dumnezeu să ne ajute! Amin. Să mergem în ritm cu Dumnezeu every day, în fiecare zi. Oameni buni și oameni scumpi și stimați și iubiți copii ai Domnului. Am intrat într-o nouă săptămână și începând din ziua de marți și sfârșind cu ziua de vineri, în fiecare zi, marți, miercuri, joi și vineri, vom continua să ne rugăm de la orele 8. Așa cum noi ne-am propus să avem 2 săptămâni de rugăciune, în luna martie am avut în prima săptămână de rugăciune și apoi am făcut o pauză și în a treia săptămână, care am început-o astăzi, vom face în fiecare zi din aceste zile, respectiv ziua de marți, miercuri, joi și vineri, de la orele 8 rugăciune.
n-o să fie predici, o să fie rugăciuni. Vă chemăm din toată inima să veniți la rugăciune. O să fie cântări, scurte îndemnuri și rugăciuni. Când vom ajunge să ne placă să ne rugăm și vom gusta din dulceața rugăciunii, nu va trebui să insistăm mult la dumneavoastră să veniți. Nu știu cum să vă spun, dar eu am experimentat și experimentez această dulceață. În momentul când, într-adevăr, sufletul nostru, inima noastră, mintea, împreună cu conștiința noastră, cu cugetul și întreaga noastră făptură este predată Domnului, nu este o greutate să ne rugăm. Nu este o greutate să ne rugăm. Și sigur că până când intrăm în acea stare de har, de a ne ruga, va trebui să ne luptăm. Și după ce ne luptăm cu firea, cu multe obstacole care stau în calea rugăciunii, vom intra în această stare de har. Amin. Și când intrăm în această stare de har, nu mai este o greutate, ci este o dulceață, este o plăcere. Slăvit să fie Domnul! Nu vreau să vă rețin, dar aș vrea să vă spun că sunt foarte mulți oameni care intră în zona aia a plăcerii de a se ruga. Rugăciunea nu este o povară, nu este în continuu o luptă, ci rugăciunea are și un moment de plăcere, de o stare sufletească, când plăcerea este atât de mare încât poți să te rogi ore întregi. Și nu te obosești pe genunchi, nici în picioare, să vorbești cu Domnul. Și uneori te oprești ca să lași pe Domnul să vorbească El. Deci rugăciunea are și momente când nu mai vorbim noi, ci vorbește Domnul. Slăvit să fie Domnul! Iubită biserică, eu aș dori din toată inima ca Dumnezeu să ne crească spiritual, să ajungem la această stare. Și pentru ca să ajungem la această stare, acasă nu atingem. Și nici în biserică nu atingem starea asta, că tot ne uităm la ceas. Dar când mergem la o seară de rugăciune, nu ne mai uităm la ceas. Și cred că ar fi bine și frații cred că sunt foarte bine pregătiți pentru asta, să fie rugăciunile cât mai lungi, cât mai scurte îndemnurile și cântările nu prea multe. Să fie rugăciunile cât mai lungi, pentru că atunci când vom trece de lupta în rugăciune, vom intra într-o zonă numită zona plăcerii în a ne ruga. Și atunci vom comunica cu Dumnezeu și El cu noi și va fi extraordinar de frumos. În zona aia a plăcerii de a ne ruga, acolo botează Iisus cu Duhul Sfânt. Amin. În zona aia a plăcerii, când intrăm în zona aia de a ne place să ne rugăm și ne simțim bine să ne rugăm, atunci ne umple Domnul vasul cu Duhul Sfânt. Atunci poate Domnul să dea cuiva la care El vrea, după cum El vrea, darurile Duhului Sfânt. Domne, dă daruri în Biserica Filadelfia. Și amin ar trebui să spunem noi. Amin. Yes. Deci să nu neglijăm aceste ocazii. Coriștii, fanfariștii, cântăreții, tinerii de la tineret, cei de la Sunday School, cei de la video și audio, toți din toate departamentele ar trebui să se înghesuie la aceste seri de rugăciuni. Ar trebui să vă înghesuiți la aceste seri de rugăciuni. Următoarea serie care va urma, cred că îmi iau vacanță. Și eu i-am spus la nevastă mea că nu e aici. De 8 ani noi n-am avut vacanță. O să ne luăm 2 vacanțe. O să ne luăm o vacanță când o să mergem să ne odihnim și vom veni și vom sta 2 săptămâni aici să ne rugăm cu biserica. Ok? Nu, să știți, mie personal îmi place foarte mult rugăciunea. Deci rugăciunea este o necesitate vitală în viața unui copil al lui Dumnezeu. Vă chemăm la rugăciune marți, miercuri, joi și vineri. Rugăciunile nu vor fi mai, nu o să mai fie predici de 30 de minute, nu.
absolut nu. Îndemnuri scurte, cântări nu lungi și rugăciuni lungi. Amen. Amen, amen. Să ne asculte Dumnezeu și să ne asculte și frații. Începând cu data de astăzi, 16 martie și duminica viitoare, 23 martie, frații de la fanfara bisericii începe o activitate nouă. Părinții pot să înscrie băieții și fetele lor de la 9 ani în sus, până la orice vârstă, care n-au cântat în fanfară. Se va începe o nouă serie de începători. Înscrierile se fac la fratele Vasile Pop astăzi, dimineață și seara, duminica viitoare dimineața și seara, și se va ocupa de instruirea noilor fanfariști. Fratele Sebi Andruș, Vasile Pop, Vlad Tudoruț și alți frați fanfariști pe care dânsii îi va chema să-i ajute. Dumnezeu să binecuvinteze începătorii care vor fi instruiți pentru a cânta în fanfara bisericii. Amin. În prima duminică din aprilie vom începe pregătirea pentru un nou botez testamental, care intenționăm să-l avem, să aibă loc în Sfânta Zi de Rusalii, la serviciul de seară. Până acum avem 8 candidați și lista este deschisă. Apoi, conferința pastorală la sfârșitul lunii martie, începând cu seara zilei de joi, 26 martie, se va sfârși în duminica de 30. Corurile vor cânta împreună. Joi, 26 martie, la Biserica Elim de la orele 7 și vineri, 27 martie, la orele 7 în Biserica Philadelphia. Fanfara Bisericii Philadelphia va cânta vineri seara, fanfara Bisericii Elim va cânta joi seara, corul Bisericii Philadelphia împreună cu corul Bisericii Elim va cânta și la Elim joi seara, va cânta și la Philadelphia vineri seara. Dumnezeu să binecuvinteze corurile bisericilor Philadelphia și Elim. Amin. În sensul acesta, frații m-au anunțat că repetițiile pentru a cânta la conferința pastorală joi și vineri, respectiv 26 și 27 martie, are loc miercuri și vineri la Biserica Elim, în săptămâna în care am intrat. Ne ridicăm în picioare, nu uităm să venim la orele 6 fără un sfert și să venim de acasă. Asta înseamnă începând cu un dolar, cu 5, cu 10, cu 100 de dolari, cu 1000, cu 5000, cu 10000 de dolari, cu cât Domnul ne-a binecuvântat și ne pune pe inimă să venim la casa Domnului. Vom avea o seară excepțională. Plecăm capetele noastre și cu toții mulțumim Domnului. În această rugăciune îl încredințăm și pe robul Domnului, pe fratele Bogdan Ionescu, ca Dumnezeu să-l folosească. Amin. În America. Amin. În România. Amin. Și nu numai pe el, pe noi toți. Amin. Plecăm capetele și mulțumim Domnului. Tatăl nostru, care ai fost prezent și ești prezent în viața noastră, ne-ai binecuvântat și în această primă parte a zilei, Doamne, cu un timp minunat, frumos, glorios, Doamne, cu cântări și cu rugăciuni, cu un cuvânt extraordinar de inspirat și uns cu Duhul Tău cel Sfânt. Doamne, plecăm la casele noastre și venim din nou la casa Ta, plin de bucurie. Am vrea din toată inima, Doamne, să binecuvintezi locul ăsta, să umple locul acesta cu prezența Ta în primul rând și să umple acest loc, Doamne, cu oameni nemântuiți, cu copiii care ne-ai dat, cu nepoți, cu strănepoți, Doamne, cu părinți, cu bătrâni, cu Tine, ce să ne ajuți ca în toate, Doamne, să înălțăm și să glorificăm pe Cel care s-a pus între cer și pământ, pe cruce, ca să ne mântuiască pe noi, neamul românesc și orice neam din lumea aceasta, din lumea umană. O, Doamne, îți mulțumim pentru Duhul Tău cel Sfânt și îți mulțumim pentru lucrarea frumoasă care ai început.
început-o în noi și o vei sfârși-o în împărăția ta. O, aleluia! Toată gloria și slava ți-o aducem ție, Tatăl nostru, Domnului Iisus și Duhului Sfânt în veci. Amen. Vă mulțumesc foarte frumos și vă dorim tuturor o poftă bună împreună cu membrii familiilor dumneavoastră. Ne vedem după masă la orele 6, fără un sfert, adunarea este liberă. Domnul să vă binecuvinteze. Doamne Tatăl meu, îți mulțumesc pentru fratele.